fotbaliștii de la Ripensea UVT au primit o provocare de Valentine's Day. Fiecare a avut la dispoziție trei cuvinte pe care să le folosească într-o declarație de dragoste cu care vor să cucerească o fată. Cine s-a descurcat cel mai bine? Urmăriți în materialul următor. Și să folosești alea trei cuvinte. Stop, 4, 4. Ce faci? Înveți declarația? Lasă, trebuie să faci frumos, nu? Merge? Da. De fiecare dată când înscriu e ca... nu. Tăiem. S-au întrecut la șuturi pe poartă și nici nu au ratat de la punctul cu var. Ripensiștii au jonglat printre cuvinte în declarații de dragoste cu care vor să cucerească nu un stadion întreg, ci o singură fată. Ajută-mă, popică! Chiar dacă m-ai prins în offside, noi tot am mers în prelungiri, iar la final am făcut o emisiune foarte frumoasă împreună. Gata. Chiar dacă m-ai faultat și fără minge, tot am să-ți fac o declarație la microfon. Te iubesc. Bun. Ha? Super. Am făcut așa, fain. Nu contează asta, nu? Nu văd aici. Bun. Pentru a avea priză la femei, trebuie să fie o persoană hotărâtă, așa cum trebuie să fie atunci când vrei să transformi pe nati. De asemenea, prezența unui bărbat ar trebui să fie precum starea unui gazon, adică o prezență impecabilă. Le-am zis pe toate. Penalti, gazon, priză. Trebuie să mă uit, să mă gândesc. De fiecare dată când te văd, e ca atunci când scrii dintr-o lovitură liberă, iar tribuna e în extaz. Te iubesc. Cine credeți că s-a descurcat cel mai...